Am revenit, continuăm emisiunea din această seară. Spuneam eu înainte de pauza de publicitate că acum vom vorbi despre sănătatea noastră, a județului, sănătatea clasei politice. Și uite că la București, și îmi spuneați înainte de a intra în direct, că sunteți prieten cu candidatul Alianței PSD-PNL pentru primăria capitalei și că îl cunoașteți. Da, suntem prieteni, sunt onorat de prietenia noastră. Doctorul Cârstoiu, profesorul Cârstoiu, decanul Cârstoiu, un om extraordinar, un om medic bun, cunosc familia, cunosc părinții, cunosc nevasta, suntem într-o relație bună. Chiar zilele acestea am ținut, să zic așa, o legătură mai apropiată, pentru că se întâmplă niște lucruri inedite. Ne-au sfătuit, să zic așa. Și a zis, mergi în luptă sau? Da, Cătălin este un luptător și pentru că el a făcut-o public, chiar zilele acestea am și văzut în direct o mărturisire, nu mă jenez să spun sau nu mă feresc să spun, pentru că, repet, chiar dacă povestea e o chestie, cu cancer. Povestea lui cu cancerul, am învins un cancer, am fost alături în momentele acelea, ne-am ajutat. Atunci a fost nevoie de ajutorul meu către el, altă dată a fost nevoie de ajutorul lui către mine. Este un om care, după ce depășești un astfel de moment, percepția vieții ți se schimbă. Și asta și spus, nu-ți mai e teamă de nimic. Și devotamentul tău, implicarea ta pentru semeni este alta. Trăiești pe pielea ta O situație din aceasta grea și atunci empatizez mai mult cu oamenii. Eu am avut și eu un punct de cotitură, un moment în 2019, am spus-o, nu a fost un secret, care mi-a schimbat automat toată percepția despre viață în general, dar și despre sistemul medical. Pentru că atunci când ai răscruce din aceasta, îți dai seama că numele tău nu mai contează, că banii tăi nu mai contează și că nu poți alege în momentele acelea. Ești dus la primul spital, cum a fost cazul meu, o intervenție de urgență, și te lovești de sistemul public. Deci nu ajungi la Viena sau la Viena sau în altă parte. Sau la Bruxelles, și nu? Dacă nu avem un sistem sănătos, că asta a fost tema din seara aceasta și dumneavoastră foarte bine ați punctat-o, sănătatea corporală, dar și sănătatea societății, n-ai nicio șansă. Și eu și domnul profesor Cârstoiu asta am făcut, am încercat să aducem o plus valoare, să însănătoșim unitățile în care noi suntem. M-ați întrebat de Cătălin și vorbesc cu mare plăcere și satisfacție. Gândiți-vă că Spitalul Universitar este al doilea cel mai mare spital din țară, după Spitalul Floreasca. Are peste 3800 de angajați, 1600 și ceva de paturi, 1700 de paturi. Este o uzină. Și acolo au trecut în timp așa fel și fel de manageri. Nu vreau să ne lansăm în discuție prea aprofundată, eu le știu. În clinica mea din București, pe care am avut-o, au lucrat foarte mulți medici din Spitalul Universitar, pentru că eram proximitate. Cătălin a fost director medical acolo de cel puțin 10 ani, poate chiar mai bine, da, chiar mai bine de 10 ani, după aceea manager, are continuitate și lucrurile merg foarte bine în Spitalul Universitar. Cred că a fost o alegere foarte bună făcută de Alianță în a-l desemna candidat pentru primăria generală a Capitalei și dacă el va câștiga, va fi un real câștig pentru București și în mod deosebit pentru spitalele din București, pentru că primăria Capitalei
are în subordine 19 spitale. Da. Cât un județ întreg, cred că bugetul unui județ, bugetul Carașului gestionează cu siguranță doar cele 19 spitale. Doar bugetul pentru spitale acum 4-5 ani, când era doamna Firea primar general, era de 1 miliard de euro. Doar spitalul, doar deci bugetul pentru departe spitale. De bugetul Cara Severinului. Vă dați seama cam ce lucruri se întâmplă acolo. Și dacă dumneavoastră l-a sfătuit să facă pasul spre această lume a administrației, dacă l-ați întreba, v-ar sfătui să faceți pasul spre lumea politică dincolo de spital? Am vorbit lucrul acesta. Domnul Cârstoiu a fost propus, în cerc restrâns, acum câțiva ani, să fie ministrul sănătății. Nu a acceptat atunci, pentru că a zis el, cu multă modestie, e prea tânăr și că mai trebuie experiență. Îi place lumea politică, vine dintr-o familie implicată politic. Tatăl dânsului a fost... Sunteți apropiat și cu Argeșul și cu... Da. Da? Tatăl dânsului a fost prefect de Argeș, un mandat de deputat și sau cred două. Că un mandat de parlamentar sau... Este tentantă lumea politică pentru el și m-a sfătuit. Pentru dumneavoastră e tentantă? Da, nu pot să spun că nu. Am crescut la nivelul de comună, la Tânurieni, când bunicul meu încă trăia și era acolo pe lângă politicieni. Mă chemau la sfatul popular, cum era, pentru că mi-a plăcut școala și într-o comunitate mică, la serbările de atunci, recitam voce tare și îmi plăcea ceea ce fac. Și mă chemau, mă întrebau tabla mulțirii, cum se făcea cu copiii. Între copii eram acolo, așa, să zic, între copiii bune ai școlii. Și am văzut, trăgeam cu urechea ce se întâmplă chiar în regimul de atunci, cam cum dezvoltă. Am fost martor, am făcut școala în școala veche, cum noi spuneam, dar am văzut construcția școlii noi, care s-a făcut cu zile de clacă, cu oamenii satului și chemați de partid, chemați de autorități și nu prea comentau cu utilajele lor, cu ce aveau ca să lucreze. Am văzut așa o empatie și nu luau ca o pedeapsă, ci facem o școală nouă pentru copiii noștri. Chiar generația mea ne-a mutat, am făcut 2 ani în școala nouă și a fost mare lucru de la o școală veche, de o clădire de 100 și ceva de ani, să ne ducem într-o școală frumoasă, modernă și acum arată foarte bine. Și lucrurile acestea m-au făcut să fiu atent către clasa politică și să mă pasioneze. Da, există tentația aceasta. Sunt un pic decepționat de cum s-au discreditat. Cum s-a discreditat clasa politică. Și cea mai mare parte a populației are o lehamită. Scuzați-mă dacă mai folosesc cuvinte din astea nu prea academice. Nu, da, așa este. Prezența la vot spune lucrul acesta. Vorbele acelea că în politică nu se poate, dacă nu minți, dacă... Eu vin din afaceri și în afaceri, dacă nu ești serios, n-ai cum să reziști. Există o vorbă în popor. Cu minciuna mănânci ori prânzul, ori cina. Nu poți să le mănânci pe amândouă. Asta e deviza mea. Ei, se pare că în politică nu e așa. V-ați convins de asta că nu e așa? Sau se mai pot schimba lucrurile? Eu încă cred că se mai pot schimba lucrurile. Principiile sănătoase, calea dreaptă. Vă întâlniți cu oamenii, inclusiv la Caransebeș, și urmează un șir lung de alegeri, primele, cele din iunie, vor continua în toamnă, creează patim și alegerile prezidențiale, nu numai cele locale. E clar că cele europarlamentare se duc cumva în spate. Vor urma alegerile parlamentare, deci vor fi cumva 3 rânduri de alegeri, 4 cu cele 2 tururi de la prezidențiale, care... Nu știu, vor crea probabil animozități, tabere, idei pro, contra sau vor fi doar jmânării și jmecherii și jmenuri politice?
Eu zic că va fi un mixt. Depinde de locul despre care vorbim. Faptul că anumiți oameni, și sunt liber în seara asta, așa, mai liber la gură, îmi permit să spun, care n-ar avea un caracter să-i califice să ocupe astfel de posturi, dar prin interese mici și obscure au ajuns acolo, strică toată imaginea, acum vorbim de politică, instituției, fenomenului ca atare, și asta costă, din păcate, îi costă pe liderii politici în timp foarte mult, pentru că oamenii aceștia n-au scrupule. Dacă au venit și au mișcat un pai pentru tine, îți cere de 10 ori mai mult. Oameni care au venit în politică doar pentru interesele lor personale. Uitați-vă, chiar dacă și fac o paranteză, acum nu mă aud frații noștri americani, partenerii noștri. Partenerul strategic. Partenerul strategic. Că nu în toate lucrurile astea am vrut să spun și vreau să ne audă, ne putem lua după ei ca exemplu, dar în partea politică, de cele mai multe ori, acolo au șanse oameni care au o expertiză în urmă. Sunt oameni realizați profesional, sunt oameni cunoscuți, oameni pe care știi de unde să iei, care au și bani, care nu se mai duc acolo ca să arate că au ajuns și o mare realizare pentru ei, ci ei sunt în principiu realizați aproape din toate punctele de vedere sau pe o parte din ele și se duc acolo să dăruiască, să duc acolo să lucreze pentru comunitate și să facă mai bine și pentru alții. Ei, încet, încet văd că lucrurile încep și la noi. Vorbeam cu un prieten săptămâna aceasta și m-am întristat pentru că chiar de la noi din județ și zice, păi, nu înțeleg pe oamenii care din privat vin în administrație. Ce se înțeleg? Că nu s-a realizat în privat și vin în administrație? Or fi și din aceștia. Nu m-am gândit niciodată. Eu m-am gândit că oamenii din privat care intră în politică, vor să intre, vin din motivele sincere, dar a dărui mai mult, dar a veni cu expertiza lui, nu da se realiza el. Dar prietenul meu este un om cu experiență de viață și mi-a dat câteva exemple concrete și am zis, băi, cam ai dreptate și lucrurile merg prost dacă se întâmplă așa. Dacă se întâmplă așa, pentru unii un post politic, o prezență la un partid, un carnet de membru l-a propulsat în fel și fel de chestiuni. E ok și asta până la un punct, dacă ar fi avut, cum să zic, toate calitățile necesare să ocupe un post în administrație, dacă acolo a fost propulsat de partid, să facă treabă. Toți am fost împinși de cineva. Cineva ne-a ajutat în viața noastră într-un fel sau în altul. Și da, atunci, corect. E ok. Dar când aduci oameni care te uiți pe diplomele lor, te uiți pe școlile care le-au făcut, te uiți la felul cum vorbesc sau scriu, dați-mi voie să vă spun că trebuie să existe o decență minimă pentru ocuparea unor posturi politice și în administrație. Regresul și insuccesele clasei politice, e părerea mea, se datorează și acestui fapt. Oameni nepregătiți. Eu am spus și la toate discuțiile pe care le-am avut, mai aprofundate în ultimul timp, cu prieteni politici, cu parteneri, cu colegi, camarazi, au fost astea. Echipa de valoare. Dacă în echipă nu ții oameni care să aducă plus valoare și oameni integri și pregătiți profesional, pornind de la studii înalte, academicieni, profesori, ne uităm la doctorul Cârstoiu și Lăcătuș mecanic, dacă are să o fie bine pe meseria lui, atunci n-am făcut nimic. Atunci stricăm instituțiile, ele nu funcționează și ajungem în colaps. Există un leadership în partide.
După creat pe... cumva. Adică ideea de a avea pe cineva pe cine să lași. După părerea mea, din păcate o spun, nu am văzut lucrul acesta în România. Alianța între cele două mari partide. Era importantă, e bună pentru România, e bună pentru Caraș, cu toate că aici nu există, lipsește cu desăvârșire. Poate se va întâmpla pentru că va fi obligatoriu. Ei și-au dat mâna și am înțeles că există un pact, mai mult sau mai puțin real, pentru următorii 10 ani. Deci, într-un fel, vor trebui să colaboreze și în Caraș Severin, chiar dacă nu le place. Mi-a spus o întrebare foarte grea. Eu sunt un tip un pic mai tranșant, așa. Am învățat în timp că trebuie să fii, lucrând cu oamenii, și diplomat. Și pentru mine a fost un lucru foarte nefiresc ca stânga să unească cu dreapta. Foarte nefiresc. Ca pentru foarte mulți. Aproape de neacceptat. Pentru că m-am uitat și într-o parte și în cealaltă. Liderii în istoria partidelor respective au mers până la sacrificiu uman ca să-și păstreze principiile și doctrina. Ei, uitându-mă... Adică s-au urât dintotdeauna și electoratul celor două tabere s-au... Păi, știți... Nu știu dacă s-au urât, dar în orice caz au fost adversari. Doamna Dorneanu, s-au omorât. Vă povesteau probabil bunicii dumneavoastră că după alegeri în vechime țărăniștii și liberalii, până ajungea acasă era omorât de dânsul cu toporul în cap sau... Sunt lucruri reale. Cam acolo era adversitatea politică. Sigur, nu promovăm așa ceva, Doamne și ferește. Și nu e cazul acum. Și că... nu e cazul acum. Dar nu putem uita și nu putem face abstracție de contextul european și ceea ce se întâmplă în Europa. Și am văzut cu ani în urmă, când în Germania, după Helmut Kohl, a venit cancelar Angela Merkel și după primul mandat, cred, sau în timpul primului mandat, Convenția Democratică din Germania, CDU cu SPD-ul au făcut coaliție. Au făcut. Și pentru mine a fost... Ăsta e cumva modelul, CDU și SPD. Exact. Și atunci am lăsat-o mai moale în mintea mea. Am zis, băi, dacă nemții, fiind un exemplu pentru noi în toate, în tehnologie și, na, mă rog, suntem o țară, să zic eu, și mai ales partea noastră de Banat, pro-germană. Am zis, stai că nu e așa. Ceva îmi scapă. Ținând cont de faptul că l-au ales atâția români, cinci, l-au votat pe președintele nostru, suntem pro-germani cu toții. Cu toții, da. Am văzut după aceea în România USL-ul. Da. Când cele două partide, practic nu e ceva nou ce se întâmplă acum. Nu. Nu. Și din punct de vedere economic, și vă spun că om de afaceri, a fost perioada, după părerea mea, sau una dintre perioadele cele mai bune ale României. Atunci s-au așezat codurile fiscale care până mai în toamnă, când s-au modificat și nu s-au modificat în sensul bun pentru antreprenori, lucru care mi-l asum, noi am mers pe aceste coduri fiscale. Extraordinare. Lucru care s-a văzut în rezultatele economice. Acum, la momentul acesta, am militat pentru înțelegere și militez, pentru că am văzut pe propria piele la Caransebeș, m-ați întrebat de Consiliul Local, unde diferența dintre cele două partide e de un consilier, 7-6. Cât de mult înseamnă să ai o majoritate? Și să poți să treci ușor proiecte bune pentru comunitate și ce înseamnă să întârzi pe orgolii politice. Militez și acum. Da, poate multă lume
înțelege că cele două partide s-ar uni ca să fie gașcă, ca să nu mai dai nicio șansă. Cred că așa zice lumea, nu? Ca să dai ca să nu mai existe nimeni altcineva, nu? Nu, da, lumea așa spune, așa e perceput. Dar acum spun un lucru, alianțe se pot face și cu partide mici. Adică unul din partidele despre care noi vorbim poate să se unească local cu oricine ca să aibă o majoritate. Militez pentru stabilitate. Asta ar fi lucru pe care eu aș vrea să-l promovez. Vorbim de cele două partide, că sunt partidele mari ale țării. Cele două partide mari, dar... Adică vorbim de cele două partide mari care au structuri. PSD-ul chiar are structuri peste tot. Da. La un moment dat era de la nivel de cartier, adică aveau structuri și aveau organizații de cartier, organizații era și cred că mai este și astăzi organizat la modul ăsta, nu știu eu chiar foarte multe din bucătăria lor internă, dar la modul ăsta erau structurați. PNL-ul mai puțin, dar PSD-ul chiar avea... Îmi pare rău că structuri, nu... organizații are, da, și PNL-ul, sigur. Cred că în fiecare localitate din România și are organizații. Și eu cred lucrul acesta, da. Îmi pare rău că în Caraș... Îi vedeți în Caraș să facă alianță la un moment dat? Uitându-vă la actualii lideri, PNL din Caraș și PSD din Caraș. Dacă mă uit, că nu avem alții. Dacă mă uit la liderii actuali, cred că nu. Dacă mă uit la un moment dat, că m-ați întrebat în prima parte a întrebării, sper cel puțin că lucrurile se vor așeza și va fi stabilitate. Până la urmă nici nu mai contează pentru mine, ca director de spital, ca om. Unde v-ați dori să fiți dacă nu veți fi la spital? Sau v-ați gândit la o altă poziție? Când am zilele grele și sunt în unul din momentele despre care vă vorbeam foarte sincer, când îți vine să renunți și dezgustat de fel și fel de situații, poate chiar oameni, atunci, din punct de vedere politic, nu mă văd niciunde și zic, băi, gata, misiunea mea s-a încheiat, m-a dus spitalul cam unde trebuie. Mă duc la pensie. Nu, că mai aveți. Nu. Aveți de făcut. Mai aveți lucruri de făcut. N-am niciun stres cu ceea ce aș putea eu să fac. Sunt convinsă. Că n-aveți niciun... Aveți multe de făcut. Sunt chiar îndemnat, certat, că mai sunt atât de activ în viața publică de copiii mei. Da? Da. Am o problemă cu ei și săptămânile următoare va fi din nou, pentru că îmi vine fata mare din Anglia și ea e cea mai vehementă, pentru că e mamă și simte altfel situația și își dă seama că nu e bine pentru mine, pentru sănătatea mea. Toți îmi spun, oprește-te, ai muncit destul, vezi-ți de treburile tale, ia-ți timp pentru tine mai mult. Și de fiecare dată, din păcate, le promit că mă gândesc, că mai iau un termen. Păi uite, când vă luați timp pentru dumneavoastră, mai aduceți câte un eveniment cultural la Caransebeș. Da, sigur că nu? Da. Sigur că da. Asta cu cea mai mare plăcere, asta sunt lucruri care efectiv te fac mai sănătos. Sufletește, când faci lucruri bune și le vezi, și vezi oamenii zâmbind, și vezi oamenii bucuroși. Aveți o relație specială cu preasfinția sa, Lucian. Vă felicit. Nu m-am gândit că ajungem la discuția aceasta, dar vă felicit din suflet pentru că l-ați avut în emisiune acum 2-3 săptămâni. Mulțumesc frumos. A fost și deja sunt emoționat. Poate cea mai frumoasă emisiune pe care eu am văzut-o în ultimii ani. Mulțumesc, mulțumesc, mă onorează ce spuneți. Eu l-admir foarte tare și l-apreciez pe preasfințitul. Și ați văzut, am văzut, facem o paranteză acum, pentru că este liderul religios al județului și merită atenția noastră, ați văzut modestia cu care... pe care o afișează în general, dar cât de deschis a vorbit despre toate problemele care există și în eparhia Caransebeșului și în episcopia Caransebeșului.
Suntem oameni. Noi și preoții sunt oameni. Și preoții sunt oameni. N-a spus nimic. Peste tot sunt probleme. Nu există lapte și miere. Fiecare zi ne corectăm, fiecare zi ne apropiem, am intrat în Sfântul Post, ne purificăm ca viața noastră, prin ceea ce facem, prin gesturi, prin credință în primul rând, prin gesturile pe care le facem, să ne apropiem de exemplu pe care ni l-a trasat Domnul Iisus Hristos venind pe pământ. Și atunci fiecare, dacă și politicienii ar înțelege lucrul acesta, că suntem, în cazul lor, chiar și plătiți în slujba oamenilor, cum sunt și eu la spital, am fi un pic mai mai atenți cu ceea ce facem. Astea sunt valorile despre care vorbim. Eu totdeauna am îndemnat și le-am spus, uitați-vă cât de repede trece timpul. Și dacă strămoșii noștri, cu sacrificii, vorbeam de școala mea făcută, dar vorbim de marile capodopere culturale, sociale, cum vreți să le spunem, ale țării, mănăstirile care s-au construit, cu mari sacrificii. Evident. Noi n-am fi avut acum chiar și clădirile făcute în timpul lui Ceaușescu, nu mai vorbim de Casa Poporului, școlile, clădirile Consiliului Județean și ale primăriei, blocurile care locuiesc majoritatea toate lucrurile românilor. Lucrurile acestea trebuie să ne dea un pic de respect pentru ceea ce a fost în trecut, pentru munca strămoșilor noștri și în același timp responsabilitate ca noi să lăsăm ceva pentru copiii și urmașii noștri. Dacă nu ne dăm seama de lucrul acesta, am trăit degeaba. Să n-ai bucuria când peste ani de zile să-ți duci copilul, nepotul de mână și să spui, băi, uite, asta e marcată și în timpul meu, am făcut parte din proiectul acesta. Eu sunt atât de mândru și m-a costat că am lucrat mult și am administrat, dumneavoastră știți că v-am mai povestit, pentru sistemul public, dar acum sunt identificat cu spitalul de la Mioveni. De la Mioveni, da. Sunteți și e singurul spital, sau a fost primul spital. Nu știu dacă a rămas singurul. Între timp poate s-au mai construit. Nu s-au terminat. S-au mai început o construcție sau două, dar nu s-au terminat încă. Că lași ceva. Că pot să... Și am dus oamenii, am dus. Așa s-a nimerit. Nu, trecând, când eram la Pitești, pe cei din zonă sau București, pe majoritate duceam, că mă simțeam bine să mă duc să le arăt cum arată spitalul, dar am dus oameni și de la noi, în Caransebeș, am făcut vizite, așa, întreagăt fiind primarul Borcean și alții, pentru că ai ce să arăți. Dacă îmbătrânești și n-ai un om care nu are amintiri și lucruri cu care să identifice, a trăit degeaba. Asta e deviza mea. Și dacă ar fi să fac pasul, cum ați întrebat, unde m-aș vedea mai aproape, acesta ar fi motivul esențial pentru care aș face. Deocamdată și dacă aș găsi, am spus-o totdeauna, un grup unde valorile acestea ar fi promovate și aș fi invitat, că nu te duci să forțez casa omului, n-aș spune niciodată nu. Nu mă interesează culoarea politică. Am făcut pasul și am devenit membru al Partidului Social Democrat având respect pentru foarte mulți membri ai Partidului Social Democrat. Eu am trăit în sudul țării, unde este partidul unic, ca să spun așa ceva, și am avut prieteni foarte, și am în continuare. Și la Pitești, și în zona respectivă. Sigur, toate zonele primarii, da, primarii, dar ca structură... Au fost roșii de-a lungul vremii, da, și sunt. Da. Și știau orientările mele așa, cum să zic, interioare, că sunt un om de dreapta în profesie, că lucrez în... Așa e, când lucrezi în privat, îți vrei să știi că legile sunt... Băi, lucrezi, ai, nu lucrezi, nu ai. Nu-ți vine nimic pe gratis, adică principiile socialiste și principiile liberale, dar nu mai există la noi doctrina. Nu, nu mai există, e clar, și nici electoratul nu votează doctrina. Și nici electoratul nu mai votează, așa, nu mai votează doctrina. Omul sfințește locul și am văzut oameni foarte pregătiți. Faptul că
Vorbesc de domeniul meu, nici nu mai mă uit în altă parte. Partidul Social Democrat a fost artizanul măririi salariilor consistent în 2016, cred, sau 17, sunt 5-6 ani, cu Viorica Dăncilă prim-ministru, majorarea despre care vorbeam. Salariile medicilor, Salariile medicilor. Lucruri atunci pentru care toți eram sceptici, chiar și medici, băi, nu e sustenabil, nu o să pot să o mărire de 3 ori și... Uitați că au rezistat și asta, și asta e meritul Partidului Social Democrat, care a știut să gestioneze lucrurile bine. Dar a fost unul din punctele majore care mi-a schimbat mie un pic percepția despre Partidul Social Democrat, care era Partidul Penalilor, care era, știți, toate sloganele. Dar am intrat în Partidul Social Democrat la Caransebeș tocmai ca să încurajez... Deci dumneavoastră atunci ați făcut pasul spre... Prima dată când eu am intrat într-un partid. Eu n-am fost... La Caransebeș. La Caransebeș. Vi s-a cerut sau nu, ați nu mi s-a, nu mi s-a nu. Cerut. Toți prietenii mei, vă dați seama că familia a rămas stupefiată că eu fac pasul acesta. Și am spus-o de atunci că am făcut-o de dragul unor proiecte, de dragul prieteniei mele cu primarul Borcean și am făcut-o împreună. Ne-am consultat luni de zile până să facem pasul. Și am mai avut și alți prieteni, chiar oameni de afaceri din Caransebeș care au venit împreună cu noi, gândindu-ne că așa putem să aducem plus valoare comunității. Caransebeșul fost... nefiind de-a lungul vremii de stânga. Nefiind de stânga. După cum bine știm. Da. Nu? N-am... Am avut momente când lucrurile, așa cum ele s-au derulat, m-au decepționat, pentru că am ajuns acolo, știți foarte bine. Nici acum nu e o atmosferă, de ce să ne ascundem după deget? Cea mai bună atmosferă în PSD, faptul că Felix Borcean nu știe dacă va fi încă candidatul PSD, și... adică n-a fost anunțat oficial. N-a fost anunțat oficial. Dar, cel puțin din punctul acesta de vedere... De organizația județeană, pentru că de mai mari partidului de președinte și prim-vicepreședinte a fost anunțat. Eram la conferința de presă la care a fost anunțat. Da, știu că v-am văzut. Dar... Ca să respectăm realitatea. Așa este. Dar... cum să zic, rana asta s-a vindecat puțin, pentru că vă pomeneam mai înainte, a venit acest proiect de 6 milioane de lei, practic un cadou pentru spital, care a venit clar... Pentru că v-ați dus la PSD. Pentru că primarul nostru este PSD, nu eu am contat. Clar, a contat el în primul rând și instituția pe care eu reprezint, spitalul. Și lucrul acesta... mă mulțumește și măcar pentru asta sunt acum bucuros. Dar am inima împărțită, să zic așa, pentru că în acest timp, uitați, sunt gesturi frumoase făcute și de Partidul Național Liberal. Urma să vă întreb, pentru că v-am văzut în poze și v-am văzut la balul liberal de primăvară. A fost pentru mine o cinste să fiu alături de președintele partidului, de președintele de județ, de primarul Reșiței, de deputatul Rujan. Și era o datorie morală, pentru că oamenii au făcut ceva pentru spital, tocmai vă povesteam, au făcut o interpelare de 1.000.000 de lei și nu m-au chemat să-mi pună condiții, uite, ai un carnet de membru, pur și simplu a fost un invitat, pot să spun acum, și faptul că domnul Vela m-a salutat în mod deosebit, am fost un invitat special. Sigur, au fost discuții și mai sunt discuții în aceea că dacă vreau să fac parte din echipa liberală. Și pentru asta sunt foarte onorat. Eu știu perspectivele pe care eu le-am avut de copil, de la viață, și m-a dus viața, să zic așa, să folosesc o expresie de-a domnului primar Borcean, în Champions League, acum, că lucrez cu oamenii de top. Sunt mulțumit.
decizia n-am luat-o ce voi face, așa cum am mai spus-o și chiar în minutele trecute aminteam de dorințele celor dragi mie și nu pot să fac abstracție de dorințele lor, aceea de a sta liniștit și de a vedea, am vedea mai multe de lucrurile mele. Spitalul este unul din motivele pentru care poate aș sta lângă un partid mai mult. Nu vreau funcții pentru mine. Eu sunt pe plan personal ca bărbat, că noi avem dorința ego ăla mai mare, mai așa decât dumneavoastră femeile. Așa este. Recunosc lucrul acesta. L-am satisfăcut. Mi-am îndeplinit mult mai mult decât aș fi crezut vreodată că pot să fac. Da, o funcție politică care să încununeze, să zic, o carieră de un om care a muncit, poate că nu m-ar displace. Încă mă simt în vervă și încă cred că pot să mai ofer multe, nu forțez cu nimic, dar nici nu mă încalc niște principii. Și principiul, două principii de bază la momentul acesta pentru care eu aș face pasul, ar fi temă, proiect, să știu pentru ce fac. Adică să aveți un proiect mare în care să vă angrenați. În care să mă angrenez, sigur că da. Înțeles. Nu vă ascund și... Păi cred că despre asta ar trebui să fie politica. Așa despre proiecte. Nu vă ascund că marți, împreună cu domnul președinte Dunca, puținele minute pe care le-am stat, era sub presiunea timpului, mi-a spus, știind ce fac eu, și a zis, uite, dacă vine echipa noastră, noi vrem să construim un spital. Și am spus, domn președinte, chiar și doar un consultant onorific pentru astfel de cauză, nu vreau o funcție pentru mine ca să zic că nu știu ce. Sunt onorat să vă pun la dispoziție tot ceea ce eu știu. Fără bani, fără nimic, nu lăsați că nu așa să fac probleme, discutăm. Adică un proiect ca acesta... M-ar interesa oriunde, partea oricărui partid. Știți foarte bine că ăsta a fost motoul și dezideratul pentru care am venit la Caransebeș. De la început, un spital nou. Așa v-am cunoscut văzându-vă la o ședință de Consiliu Local în care a prezentat spitalul de la Mioveni. Exact. Deci, să avem niște proiecte. Ăsta e cel mai la îndemână, că le cunosc. Dar nu numai, că am lucrat în mai multe domenii. Și echipa. Echipa cu care trebuie să mergem înainte. Există un prag, cu toată modestia o spun și cu toată simpatia, poate că cei mai dragi oameni mie îmi sunt oamenii autentici sărani. Nu mai există. Există prea puțini. Îi stimez atât de mult și s-a creat așa o prietenie între mine și un fost coleg de liceu. Ne-am regăsit după atâția ani de zile de la Rusca Teregova. Cei rus ca cei turnurieni, unde am copilărit. Dar am găsit niște oameni acolo, la Rusca, niște țărani în adevăratul sens al cuvântului, dar cu o inimă mare, țăranul veritabil. Ce fain! Și mă duc acolo, mai, cum să zic, stau în grup, în grupuri și pot să spun așa, mese, mai mult decât mă duc la turnurieni. Pentru că îmi sunt dragi. O sinceritate și o deschidere foarte bună. Ei, nu mă uit, nu diplomele sunt totul când ai echipă. Caracterul. Avem caracter, pentru anumite poziții există un prag unde nu poți să coborâm. Băi, trebuie să ai pregătire profesională, nu ai făcut drulmenț și te pun director de spital, ca să fie lucrurile clare, da? Și atunci, sigur, putem proiecta împreună. Viitorul pentru Caraș, la momentul acesta, este crearea unor alianțe, pentru că nu văd un partid care să fie majoritar, niciuna din, categorică, din nu. Instituțiile acestea, care să pună, în primul rând, prioritar, dezvoltarea județului, a orașelor, a localității din care ei vin. Nu facem asta, pierdem patru ani. Mai pierdem patru ani.
Uitați-vă că în toate statisticile, cu durere o spun, suntem pe ultimele locuri. Oamenii trăiesc cum trăiesc și nu putem să aducem educație și nu putem să aducem civilizație și nu putem să aducem plus valoare. Și atunci, dacă nu găsesc lucrurile acestea, voi sta în banca mea, o să mai facem evenimente culturale cu ajutorul lui Dumnezeu. Vă simțiți bine la evenimente culturale? Cel mai bine. Cel mai bine. Cel mai bine. Când și culturale, de caritate, astea sunt lucruri care mă definesc și lucruri pentru care zic eu că asta a fost chemarea mea. Eu vă mulțumesc foarte mult și pentru sinceritate și pentru răspunsuri și am reținut clar un proiect și o echipă. Și atunci veți face parte din el. Altfel, voi fi același om deschis, mai ales atâta timp cât voi ocupa o funcție publică cu atâta responsabilitate ca și funcția pe care o ocupă acum de manager la spital, cu orice partid, cu orice om, fără să fac diferențe, cum n-am făcut nici până acum, ca să dezvoltăm locul în care trăim și locul unde ne desfășurăm activitatea în etapa asta vieții. Vă mulțumesc, așa cum spuneam, pentru sinceritate și pentru răspunsuri. Vă mai aștept la noi, bineînțeles, va urma o perioadă așa, cu înflăcărată, cu multe, cu... Probabil se vor și limpezi la un moment dat apele, vor fi alegeri și va trebui să știm cu cine jucăm fiecare dintre noi în localitatea noastră în echipă, nu? Exact. Și eu vă mulțumesc mult. Dar în primul rând, așa cum o fac de fiecare dată, le mulțumesc telespectatorilor noștri și le urez o seară excelentă. La revedere!